Salutare, dragi români! Dacă într-o ediție trecută vă povesteam despre Ion Creangă, de data aceasta ne vom delecta cu deșteptări inedite despre prietenul său bun, Mihai Eminescu. Veșnic îndrăgostit, poetul și-a scris multe dintre poezii inspirat din poveștile de dragoste pe care le-a trăit. Un exemplu este Luceafărul, scris după istoria de amor cu Veronica Micle. Despre aceste întâmplări ne povestește profesorul Gabriel Braic. Veronica Micle nu era foarte, foarte cumințică. Ea era căsătorită. Avea un soț. Și totuși îl iubea pe Eminescu până la punctul în care, văzând nebunia artistului, frumoasa nebunia artistului, se retrage din această relație. Un alt exemplu este Cleopatra Leca, una dintre verișoarele lui Caragiale, de care se îndrăgostește și astfel pornește în căutarea casei unde aceasta locuia. Ajuns pe strada Cometei, el începe să numere plopii de pe marginea drumului și constată că aceștia au număr impar. De aici și pe lângă plopii fără soți, inspirată din dragostea neîmplinită pe care a simțit-o față de aceasta. Pe lângă fete, Eminescu mai era îndrăgostit și de sport, mai exact de fotbal și înot. Eminescu era un foarte bun atlet. Avea o statură fizică frumoasă, impresionantă, atletică. Joacă fotbal cu profesorul lui de gimnaziu la Cernăuți și cu colegii lui și avea să-i placă fotbalul toată viața. Nu doar sportul și fetele îi erau pe plac poetului. Pentru că era un perfecționist, lui Eminescu îi plăcea să se audă în timp ce citea, motiv de disperare pentru colegul său de chirie, Ioan Slavici. Slavici bătea încet cu degetul în perete ca să-i facă semn totuși prietenului său că e timpul de culcare. Eminescu stingea lumina, se oprea pentru o scurtă vreme, dar nu după mult timp, aprindea din nou lampa și continua pe același ton, cu același volum. Un lucru, în schimb, nu îi plăcea lui Eminescu, să se pozeze. De-a lungul vieții și-a făcut doar 4 fotografii. Dacă ar fi trăit în vremea noastră, nu și-ar fi făcut selfie-uri, vă asigur de asta. La un moment dat, câțiva prieteni, în Iași, au vrut să-i facă o glumă. Pentru că tot nu avea poze din acea perioadă a vieții, i-au spus, haide să facem o poză de grup. Eminescu a acceptat lucrul acesta. Însă când au ajuns acolo, i-au spus fotografului să-l prindă doar pe Eminescu în cadru. Lucru pe care l-a și făcut fotograful. La final, când a văzut poza, s-a supărat, vă dați seama, foarte tare, că i-au jucat o festă prietenii. Supărat sau nu, Eminescu era educat, iar educația i-a adus și un stil propriu, inclusiv în maniera în care își saluta prietenii și cunoscuții. Avea un salut, Eminescu avea un salut special. Trăiască nația! Prietenii l-au învățat. Și atunci când se întâlneau, se grăbeau ca ei să-l salute primii cu trăiască nația. Ce răspuns a construit Eminescu? Când un prieten îl saluta trăiască nația, el răspundea sus cu dânsa. Patriotismul însă pare să-i fi adus sfârșitul. Cel puțin, așa susțin unele voci. Nemulțumit de ce se întâmpla în țară, critica guvernarea. Iar din această cauză ar fi fost otrăvit cu mercur. La finalul vieții, Eminescu era internat în sanatoriul doctorului Șuțu din București. A scris până în ultimul moment, iar dorințele dinainte de moarte i-au fost modeste. Eminescu a murit într-un halat ponosit, așadar, în momentul morții lui, înregistrat la ora 4 dimineața, în 15 iunie 1889, este găsit în acest halat ponosit. Eminescu scrie până la finalul vieții, iar doctorul de gardă spune că noaptea respectivă Eminescu i-a cerut un pahar cu lapte. Atât a mai dorit marele poet înainte să moară. Asupra lui au fost găsite 2 poezii, ultima dintre ele, cea care avea să-i prevestească sfârșitul, fiind neterminată și fără titlu. Până data viitoare, când vom desluși și alte lucruri inedite despre România, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!